România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Doamnelor și domnilor, aceasta este ultima ediție a acestui sezon de România în direct. Pentru noi este o onoare să fim găzduiți de Palatul Dacia, acolo unde se desfășoară Art Safari, poate cea mai specială expoziție sau adunare de expoziții din România în acești ani și cu atât mai mult cu cât invitatul nostru de astăzi este Horia Roman Patapievici, filozof și eseist, om care muncește la această adunare luminoasă pentru România. E un moment în care ne întâlnim complicat din punct de vedere al culturii din România, dacă e să ne uităm la ce date arată studiile. Suntem o țară în care nu se citește foarte tare, 35% dintre noi spuneau că au citit o carte, asta se întâmpla în anul 2020 și ăsta e noroc cu pandemia, pentru că în 2019 doar 20% dintre noi citeau o carte. 67% dintre români spun că n-au văzut niciodată o piesă de teatru. Am avut, și scuzați-mi exprimarea, am avut un institut cultural român care a exportat cultură din România de o manieră absolut fantastică, atâta vreme cât Horia Roman Patapievici l-a condus și l-a făcut un nucleu de artă și reprezentativitate pentru țara noastră, și spun că am avut, pentru că astăzi ICR a devenit o pepinieră de traseism politic și un loc în care chiar oameni implicați în fenomen spun că, domnule, să face turism cultural, cam asta e chestiunea. Și știți că am vorbit de nenumărate ori despre modul în care nu ne place arta, pică clădirile pe noi sau despre faptul că nu acordăm doi bani, și ăsta e terenul corect, că e vorba de doi bani la modul fizic, pe cultura din România. Și totuși astăzi căutăm o lumină, iar lumina e în clădirea asta. Să vă spun bun găsit, Horia Roman Patapievici. Vă spun bun găsit pentru că sunteți gazdă aici la Art Safari. Bine ați venit, domnule Striblea, și Europa FM. Mulțumesc tare mult! Eu o să spun așa, că v-am urmărit aici la Art Safari, faceți și ghidajul, țineți și conferințele, povestiți oamenilor despre ceea ce văd aici. Hai să începem de aici, haideți să începem de la Aman. V-am găsit în sala Aman, v-am găsit cu publicul. Aman are o lumină excepțională la Art Safari. Spuneți asta, uite, deci să începem. Ce e special la Amanul ăsta pe care l-ați adus la Art Safari în 2022? Ce e special la Teodor Aman este că e Teodor Aman. Dar, ca să-l vezi bine, ai nevoie de ceva, de o luminozitate, de un cadru în care detaliul, el este un maestru al detaliului, culoarea, el este un maestru al culorii fine, desenul, care este extraordinar la Aman, să poate fi văzut. Și atunci ce e genial la această expunere de Teodor Aman, cea mai mare, cu siguranță, pe care o poate vedea în această generație cineva în țara asta, iar bucureștenii sunt privilegiați cu acest pavilion de artă bucureșteană, cum este Art Safari, are vocația să fie așa ceva, ce este extraordinar este că s-a găsit un tip de iluminare care prezintă lucrările lui Aman ca și când ar fi în transparență, ca și când ar fi diapozitiv. Asta este o concentrare specială de o lumină care e filtrată într-un anumit fel, exact pe cadrul tabloului. În acest mod, ai senzația că, cum am spus, că e un diapozitiv, deci că tu vezi ca un vitraliu, adică îl vezi în transparență. Așa, efectul e uluitor. Și ce se vede este că sunt porțiuni pe care el nu le-a terminat. Le-a lăsat așa. E prima oară când văd acest lucru și m-am uitat la Aman și în Muzeul Aman și în Muzeul Național de Artă al României. Am văzut lucruri pe care nu le-am văzut niciodată. Iar arta lui este arta unui mare maestru. Casa Aman nu e departe de aici. E o plimbare de un sfert de oră. E chiar vis-a-vis de Artmark. Da, e chiar vis-a-vis de Artmark, unde se adună foarte multă artă contemporană și veche românească. De fiecare dată când te duci la Aman, trebuie să treci și strada la Artmark sau invers. Eu așa fac, îmi place să văd ambele locuri și sunt opere absolut fascinante. Mă duceam să văd la Aman miniaturile, da? Care sunt puse acolo pe pereți.
astăzi le văd aici cu totul și cu totul altfel. Dacă ar fi, de fapt, să vă întreb așa, unde v-ați oprit în loc când l-ați revăzut pe Aman în lumina asta? Interioarele, portretele, imaginile de natură, fie din propria lui casă, fie peisaje cu personaje în natură. Am văzut și în altă culoare arhicunoscutele, pentru că au intrat în toate manualele, chipuri de scriitor român din secolul XIX. Cum îl vedem noi pe Ion Heliade Rădulescu, este cum l-a făcut Aman. Punct. Deci acest lucru apare clar și am văzut și într-o altă lumină tablourile lui istorice, care mi s-a părut să destul de pompierești înainte. E ceva. E ceva și am simțit că fac parte dintr-un soi de afirmare a conștiinței unei demnități naționale, aceste tablouri istorice. O să deschidem liniile imediat. Știu că v-ați înscris o parte dintre voi astăzi la 0372069599. O să vă întreb care este personalitatea artistică, culturală cu care v-ați lăuda astăzi, peste hotare, dar chiar și în România. Fie că e om de cultură, fie că este piesă de teatru, dacă vreți, că avem niște piese de teatru foarte importante, fie că e scriitor. Dar știu că la scriitor, chiar când spun scriitor, vă gândiți, cel mai important scriitor al nostru acum, bănuiesc, este Mircea Cărtărescu. Ăsta, cred că este termenul corect, turneul său columbian în America de Sud a fost o desfătare să-l privești și să-l asculți. Asta. Este singurul scriitor român care ce publică în țară se traduce imediat în străinătate. Revin o secundă înainte. Să vă dau și telefonul 0372069599. Asta e o inițiativă privată, domnule Patapievici. Clar. Art Safari. Cât de greu e să faci o inițiativă privată în domeniul cultural în România de maniera asta, de magnitudine asta? Am experiența mea de la ICR. Legile nu favorizează cultura, reprezentarea culturii sau exportul culturii. Noi vrem să avem o imagine în străinătate, dar nu facem nimic, legislativ vorbind, pentru a putea exporta cultura română. Toată lumea ține de lucrările, și iar aici vorbim de lucrări de artă vizuală, le ține când le are cu ghearele. Și se plânge după aceea că suntem necunoscuți, că pe Grigorescu nu se dau 2 bani în străinătate, deși noi dăm mulți bani, sute de mii de euro pe el, în piața care a fost formată în ultimii 10-15 ani. Andreescu este quasi necunoscut. Nu, e necunoscut, nu quasi necunoscut. Grigorescu e quasi necunoscut. Tonița, cum s-a văzut în retrospectiva de peste 300 de lucrări. Într-o viață de om nu mai vezi așa ceva. E copleșitor. Arată că Tonița nu este pur și simplu un pictor. El este un mare maestru. Cum a fost retrospectiva lui Chian sau retrospectiva Petrașcu. Sunt mari, extraordinare valori, completamente ignorate de Occident, unde am vrea să ne afirmăm, pentru că piețele noastre sunt închise. Ele au rămas închise, așa cum comunismul le-a făcut. Deci, la întrebarea dumneavoastră cum se face asta, se face foarte greu. Te lupți cu toată lumea. Metafora mea este asta. Pe o unitate pe care cineva, și anume cineva de aici, în sistemul instituțional occidental o cheltuiește ca să realizeze ceva, la noi se cheltuiesc 10 unități. Oamenii îmbătrânesc repede aici. Mă refer la cei care fac ceva, că altfel longevivi sunt ei care nu fac nimic. Dacă nu muncești, nu greșești. Spuneați așa, la un moment dat, după publicarea Cerului și a Zborului, spuneați că v-ați dus să vă cunoașteți cititorii. Și e expresia asta. Am descoperit, cunoscându-i, o altă Românie decât cea politică, paranteză, detestabilă, economică, mizerabilă, instituțională, irespirabilă, de care ne-am săturat cu toții. Descoperindu-mi cititorii, mi-am redescoperit țara, spuneați la un moment dat. Semnez în continuare aceste lucruri. Da, păi o să-i descoperiți imediat și pe ascultătorii România în direct. Aici este momentul în care noi, atunci când vine un invitat, zicem și două vorbe despre el și eu sunt convins că toată lumea vă știe, dar trebuie lucrurile repetate. 65 de ani, studii de fizică,
atenție, diplomă de specializare în 1982, a fost o carieră de cercetător științific, asistent universitar, director de studii, între 2000 și 2005, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Ce vremuri! În perioada 2005-2012, președintele Institutului Cultural Român, din 2015, președintele Artmark, director al revistei Idei în Dialog între 2004 și 2009 și a susținut cursuri de istoria științei și de istoria ideilor la Universitatea din București, membru al grupului pentru dialog social, nu mai scrie în evenimentul zilei, din păcate a scris doar până în anul 2011. Ăsta este termenul. Noi am mai discutat despre chestiunea asta, dar astăzi rămânem la cultură și la minunăția asta pe care a asumit-o aici și la treaba pe care o faceți. Apropo de retrospective, mai dau un... spuneați de Lucian. Nu știu dacă știți, Lucian are o casă, ar fi trebuit să aibă o casă memorială undeva în Ștefănești, Botoșani. Am văzut-o eu acum câțiva ani, n-am mai trecut pe acolo, dar era o ruină. Și când spun o ruină, e mult spus. Era un depozit, o casă care cădea, o casă a unui pictor magnific. Până de curând, așa era și casa Enescu de la Mihăilești, care, grație lui Șerban Sturza și a echipei de arhitecți din jurul lui, și efortului formidabil de a găsi finanțare pentru a o face să nu piară, și ar fi căzut la fel. Deci, ce vreau să spun despre inițiativa este Art Safari. Bun, de ce îi zice Art Safari? Art Safari este motorul de căutare pe Apple. Da. Deci Art Safari este cum cauți arta dacă ai la dispoziție un motor de căutare. Asta a fost ideea inițială și nu, cum s-a spus, de către artiști îmbufnați, eu nu sunt un animal să fiu vânat într-un safari. Okay. Bun, deplasat complet. Da. Dar vocația sau ambiția acestui Art Safari este să fie un pavilion de artă al bucureștilor. Să pună la dispoziția bucureștenilor două lucruri. În esență, pentru că sunt mai multe dispozitive la fiecare. Unul este artă de patrimoniu, artă consacrată, mare artă românească și singura mare artă românească este arta modernă și contemporan. Adică ambiția lui Art Safari este să facă un pavilion de artă în care cei doi ochi prin care există cultura vizuală românească să funcționeze amândoi. Este ochiul contemporan și ochiul clasic. Dacă ai amândoi acești ochi, ești contemporan și cu cultura română și cu tine însuți azi. Și să zicem că aici este și o expoziție de arhitectură. Și ăsta e un loc și un lucru absolut. Marcel Iancu, despre care am vorbit acum două săptămâni aici cu Stelian Tănase. Și o să recunoașteți clădirile din București, deci e o invitație deschisă. Haideți să pornim dezbaterea. Știu că așteptați, mulțumesc pentru răbdare. Atunci când suntem trei în dezbatere, e un pic mai complicat, de asta vă mulțumesc pentru răbdare. 0372069599, repet acest telefon, 0372069599, v-am întrebat câteva lucruri simple care spun în felul următor. Care este artistul, omul de cultură sau opera cu care România se poate lăuda astăzi în afară? Și dacă am venit în orașul tău, unde ești tu? De oriunde, din țara asta. Unde ne-ai luat, domnule, de mână pe mine și pe domnul Patapievici să ne duci, să ne arăți? Zici, noi aici avem o piesă extraordinară, un muzeu extraordinar sau un artist despre care nu știm sau știm prea multe. 0372069599, Ana Maria, deschis dezbaterea noastră, salutare! Wow! O onoare și o plăcere să vă ascult, mai ales că despre cultură se vorbește foarte, foarte rar, din diverse motive. Oamenii cumpără cultură din lipsă de educație, foarte puțină, 27 de euro mai exact pe cap de locuitor. Dar să revin la întrebările voastre, vă spun așa, m-am născut la Galați și aș fi purtat pe oameni la Muzeul de Artă Contemporană, care, din păcate, a fost retrocedat și acum se află într-o clădire sordidă. Locuiesc la Târgu Mureș, unde i-aș invita pe oameni la Biblioteca Telechi și la Galeria de Artă Contemporană Românească din Palatul Culturii. Palatul Culturii este însă și un monument în stil secesion foarte, foarte frumos, spectaculos, cu una dintre cele mai bune săli de concerte din țară.
Și dacă aș alege două personalități care reprezintă cu adevărat România, ar fi poetele Nora Iuga și Nina Casian. Da, ce interesant. Este și un probabil cântărea ta. Și a doua persoană? Nina Casian. Da. Este un documentar despre Nina Casian, cred că îl găsiți. Nina Casian și Anca Parghel. Și Anca Parghel, da. Foarte interesant și frumos. Stai o secundă cu noi aici să nu pleci de la telefon. Spre rușinea mea, eu nu știu Biblioteca Telechi. Ziceți două vorbe? Este un monument extraordinar, unde vedeți niște vitralii frumoase. Clădirea este bine restaurată, e bine întreținută și a fost restaurată cu inteligență, adică fără să o mutileze. E o minune. Și apropo de Târgu Jiu, Brâncuș a avut acolo o idee. Ideea asta... de Târgu Mureș, da, scuze. Îmi sărise gândul la Târgu Jiu pentru că mă gândeam așa, Brâncuș a avut o idee acolo. Cum arată pentru dumneavoastră astăzi blocurile alea comuniste puse pe lângă operele lui Brâncuș? Dacă n-ar fi populate de oameni, ar trebui aruncate în aer. Sunt în Târgu Jiu, sunt, da. Am reținut asta, am dus eu întrebarea mai departe. Din păcate, comunismul știm cu toții că a dezumanizat. Și totuși, în perioada comunistă, pe ascuns se făcea cultura. Acum suntem dezumanizați și fără dorința de a mai face cultură, că avem la îndemână tot felul de lucruri poate mai interesante așa pe moment. Da, e rău să vezi lângă o clădire istorică un bloc sau e rău să vezi o clădire istorică care se află în paragină. Tot despre orașul meu vreau să spun că s-a restaurat în stil Cocoșul de Aur, care la fel e o clădire extraordinar de valoroasă din punct de vedere arhitectonic. La noi e puțin altfel. Din păcate, la Galați, unde m-am născut, e total altceva. Adică majoritatea monumentelor, universitatea, biblioteca avea urechea, nu-mi vin acum foarte multe în minte, pentru că n-am mai fost de mult, sunt într-o stare de degradare și la fel și în Brăila. Brăila, care a fost Porto Franco. Nu știu, poate și... că societatea... Absolut, absolut, alături de Sulina, sigur. Domnul Patapievici, da, înainte de această emisiune, o secundă, Ana Maria, înainte de a începe această emisiune, domnul Patapievici a făcut o remarcă teribilă pentru mine, apropo de o inversare a modului în care citim sau îi apreciem pe scriitori și chiar o inversare față de perioada comunistă. Și am să vă rog să reluați această idee acum, pentru că spuneți că e un lucru foarte important. Nu ne mai apreciem scriitorii, spuneați dumneavoastră. E statistica, să spun așa. Scriitorii români astăzi sunt din ce în ce mai puțin citiți. În anii 90 era diferit, a fost un interes mare și în anii 2000 s-a prelungit acest interes, iar el poate fi testat pe faptul că cele mai dorite cărți sau cele mai bine vândute la târgurile de carte de anii 90, anii 2000, erau autori români. Acum, autorii români nu mai pătrund. Sunt autori străini traduși și nu sunt dintre primele mărimi. În perioada comunistă, scriitorul era foarte prețuit, scriitorul român, la el mă gândesc. Las că se citea mult mai mult și traducerile erau de mare calitate și așa mai departe, dar scriitorii români erau citiți pentru că exista cu ei, cu aceia care nu erau Calân Crânjan sau Angel Capăunescu, stâlpi ai regimului. În scriitorul român, cititorul identifica solidaritatea cu ceva ce nu se putea spune public. Și deci era mai mult decât citesc literatură română. Era un fel de a spune și eu aparțin celor care spun nu degradărilor pe care regimul comunist le-a adus. În perioada interbelică, cititorii români erau foarte prețuiți. Foarte prețuiți. Așa că eu văd o evoluție negativă în ultimii ani. O globalizare. Ana Maria, ai vrut să intervii. Da, știți de ce? Pentru că, din păcate, în lumea în care trăim acum, marketingul este foarte important și, din perspectiva mea,
statul român nu se implică în marketingul scriitorilor români, statul român nu se implică în marketingul muzicienilor români, actorilor români, și din cauza asta nici măcar publicul din țară nu reușește să-i cunoască și să-i aprecieze la adevărata valoare. E, aici ai lovit un punct sensibil cu domnul Patapievici când ai pronunțat statul, și o să vezi de ce, că vă dau dumneavoastră cuvânt. Ana Maria, dacă îmi permiteți să vă spun așa, pe nume, lucrurile stau așa, noi nu mai putem imagina, pe de o parte, pentru că venim din comunism unde statul era totul, după formula lui Mussolini, a fascismului, totul prin stat, totul un stat, nimic în afara statului, nimic contra statului, pe de o parte, și pe de altă parte, pentru că există un trend internațional spre etatizarea societății, noi nu mai concepem un mod de a face ceva care să nu fie prin intermediul pârghiilor statului. Dumneavoastră ați spus, nu vă fac un reproș, dar constat acest lucru, că statul nu se implică suficient. Da, privații se implică suficient. Adică, totuși, noi nu suntem... Nu. Noi nu suntem emanația statului. Statul trebuie să fie emanația noastră. Noi nu suntem proprietatea statului. Ca atare, noi trebuie să avem mijloacele de a îi spune statului că el este emanația noastră și că trebuie să fie slujitorul nostru și nu stăpânul nostru, pe de o parte, și pe de altă parte să identificăm în noi mijloace de a face, de a atinge obiectivele ale acțiunii noastre. Acum, în ceea ce îi privește pe privați, probabil cunosc o mică parte dintre cei care își permit financiar să susțină cultura care o fac, dar cei mai mulți cred că s-au îmbogățit fără să aibă niște fundamente, pentru că dacă vă uitați și în perioada interbelică, deci până la comunism, toți oamenii care aveau o anumită avere, toți sau marea majoritate a oamenilor care aveau o anumită avere, aveau și o anumită cultură, un anumit grad de educație. Ei, din păcate, o parte dintre oamenii care au acum bani nu mai au această educație și nu consideră că e important să investești în cultură. Pe de altă parte, noi, cei care suntem cetățeni obișnuiți, cu venituri obișnuite, nouă ni se pare că nu avem timp sau că nu e important sau că... Da, că nu avem timp, că nu avem. E o frază bună. Cea mai mare valoare a noastră este timpul. E bine spus. Și uneori îl dedici expoziției Art Safari, alteori îl dedici unui film, alteori îl pierzi. Da, cred că asta este una dintre observațiile. Dacă pot interveni, da, Ana Maria, domnule Striblea, când am spus privat, nu m-am referit la sectorul capitalist, la întreprinzători privați. M-am referit la persoane fizice. Ce poate să facă fiecare individ pentru cultura română este, iertați-mă că o spun așa de simplu, să-i pese de ea. Cum îi pasă de ea? Păi nu declamativ, nu bătându-se în piept că e român și că jură pe valorile românești, ci citind, ducându-se la cinematograf. Cinematografele au dispărut pentru că nimeni nu se mai duce la cinematograf. Până acum poți să spui, au apărut molurile, nu știu ce, poți să vezi filme și pe telefonul mobil și așa mai departe. Dar dispariția lor quasi-totală, ca și apariția nouă a orașelor românești care nu au nicio librărie, asta arată că individul nu mai e interesat deloc de cultură. Da, Ana Maria, o să-ți mulțumesc, aș vrea să mergem mai departe. Mircea Cantor spune la un moment dat că, domnule, nu, apropo de valoarea timpului, spune... Te rog, nu mai pierde timp, fă ceva, investește timpul acela într-o operă de artă, într-un muzeu, într-o carte, cheltuiește-l cu folos pentru că s-ar putea mai târziu să regreți. Era un îndemn către cetățeni, către inițiativa privată, dacă vreți. Nu mai sta, spunea Mircea Cantor, un artist pe care, dumneavoastră știți mai bine povestea, cred că vi l-a adus la un moment dat Fundația lui Vuitton, vi l-a adus dacă nu mă înșel. La Art Safari. La Art Safari, da, pentru că România l-a uitat așa, l-a pierdut și ați avut nevoie de un partener privat. Și el a zis, aveți un român aici care e celebru în străinătate, nu-l vreți? Da, așa. Mircea Cantor e un mare artist și vreau să vă rezum foarte scurt pentru ascultători, pentru dumneavoastră poate, una dintre acțiunile lui performative.
La Bobur, acolo unde este extraordinarul atelier Brâncuș, reprodus exact așa cum l-a lăsat Brâncuș, nu risipit, nu distrus și întreținut permanent, astfel încât poți să-l vezi pe Brâncuș, duhul lui, cum adie pe acolo, era o inscripție care pe franceză se citește Brancuzi, altfel spus, fără sedilă. Și el a făcut următorul performance. A pus sedila sub S și căciula deasupra lui I. L-a transformat pe Brancuzi în Brâncuș. Bogdan, salutare, bine ai venit la România în direct. Mulțumesc tare mult pentru răbdare. Salut, salut Cătălin, salut și pe invitatul din emisiunea de astăzi. Eu vreau să vorbesc din experiența mea. Eu sunt absolvent de studii vizuale la Universitatea Națională de Arte din București și cel puțin din perspectiva unui absolvent de studii de artă și studii vizuale, pot să spun că în România sunt foarte, foarte puține oportunități pentru tinerii artiști. Sectorul cultural, sectorul artistic este foarte, foarte subfinanțat. Nu este o prioritate pentru factorul politic, pentru guvernanți. Avem Ministerul Culturii. De cine este condus acum? Ne aducem aminte de cum a discutat cu jurnaliștii într-o dezbatere, într-o declarație. Ne uităm la Institutul Cultural Român, vedem cum au fost audierile, cine a fost numit în respectivele poziții. Și eu văd o situație în care cultura și arta este întotdeauna pe ultimul loc, inclusiv pe parte de guvernare, dar și în programele politice, în programele electorale. Când ne uităm, vedem la final cultura, acolo este menținută. Și cultura cumva este și aduce și niște probleme, cumva e subiectivă, pentru că mi-aduc aminte de situații în care au fost expoziții, de exemplu, la Palatele Brâncovenești, în care am expus un artist. A fost o expoziție și au fost foarte multe opinii contradictorii pentru niște lucrări de acolo, care erau cumva, au fost considerate scandaloase, domnule, să le spunem așa, da. A venit un conclav, dar pentru cine nu știe povestea? Cum consideră oamenii? Pentru cine nu știe povestea, a venit un conclav religios care a scos lucrările de pe pereți. Cred că asta e întâmplarea la care te referi. Lucrările din spațiu expozițional, a scos lucrările. Așa ceva este nepermis. Mai ales, adică în România e o normalitate, adică acolo era normal, dar în afara României nu se poate așa ceva, să vină cineva să ia operele de artă. Deci cumva cultura este considerată, e destul subiectivă, oamenii se abordează cultura diferit, iar oportunitățile de activare în acest domeniu, prioritizarea culturii, adică nu e un subiect foarte prioritar, dar România are foarte mulți artiști, are și artiști clasici și artiști contemporani. A fost menționat Mircea Cantor, aș vrea să menționez și Adrian Ienie. Și sunt foarte mulți care ar putea să fie lăudați, să fie, cum a zis și antevorbitoarea, marketing pe zona aceasta, să fie promovați. Stai o secundă. Dar nu se întâmplă asta. Nu stai se o secundă. Ienie, patrimoniul cultural nu se întâmplă. Adrian Ghenie e un caz excepțional. M-am uitat și la Artmar. Întreb pe domnul Patapievici aici, trec la expert. Stai o secundă cu noi. Cât mai costă un Ghenie astăzi, domnule Patapievici? Pe piața noastră se ridică la 40.000-50.000 de euro. 50.000 de euro, așa. Pe piețele lor, milioane de euro. Milioane de euro pentru un artist român. Trebuie să ne spuneți o secundă despre acest Adrian Ghenie. Poate nu-l știe toată lumea. Cine este, ceva ce, cum, adică milioane de euro? Înseamnă că e excepțional, nu? Adrian Ghenie era un pictor bun, interesant, din școala de la Cluj și s-a individualizat pe piețele occidentale, unde s-a impus ca un mare maestru, pentru că prețurile lui de achiziție în mari licitații depășesc uneori și 10 milioane de dolari. Dar ce e interesant este că, de-aia am spus, un pictor talentat, înzestrat,
din școala de la Cluj. S-a individualizat, dar unde? Nu pe piețele noastre, pe piața occidentală. Iar acolo a devenit brusc Adrian Ghenie. Amintiți-vă, vă rog, de românii care, din motive istorice, s-au refugiat în Occident. Acolo, pe piețele acelea, s-au afirmat într-un mod care nu are nici o comună măsură cu modul în care colegii de-ai lor de generație care au rămas aici s-au afirmat în momentul în care, după anii 50, începutul anilor 60, te-ai putut afirma. Petru Comarnescu a avut un profil modest. Constantin Noica, un profil remarcabil, mai mare, e o figură centrală a culturii noastre din acea perioadă și nu doar. Dar gândiți-vă, vă rog, la ce au devenit Mircea Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionescu. Asta nu înseamnă că toți care au rămas în străinătate, George Uscătescu, filozof, n-a atins niciodată această statură. Ionel Gianu, la fel, critic de artă. Dar dau exemplul ăsta pentru că piețele occidentale oferă, nu cu marketing, ci cu alte mecanisme. Îmi permit să nu fiu de acord cu acest punct de vedere că marketing poate face totul. Cu alte mecanisme oferă o vizibilitate și o vandabilitate pe piață care este fără măsură comună cu ceea ce poate piața românească să facă. E motivul pentru care și închei intervenția, îmi cer scuze că a fost prea lungă, la ICR ce am încercat să fac este să tai nodul gordian al separării noastre de cultura occidentală. Și anume, am încercat să pun piața culturală românească în contact cu piața culturală occidentală, astfel încât să nu participăm la ea pe un picior de inegalitate, ci pe un picior de, ținând seama de faptul că dimensiunea e foarte redusă, pe un picior de egalitate, reflectat de ceea ce Mircea Cărtărescu a reușit să facă. E un scriitor român care locuiește în România, care financiarmente este în România, nu ca al scriitor român care financiarmente sunt exclusiv în Occident, deși au domiciliul aici, și care, ale cărui cărți, sunt traduse imediat și în străinătate. Bogdan, de unde spuneai că ne suni? Și am ascultat cu foarte mare atenție. Nu am experiența domnului Patapievici, dar vreau să mai subliniez o chestie. Eu sunt tânăr, am 30 ceva de ani, am absolvit, cum a spus, Universitatea de Arte și cred că e important de menționat că, cum am spus, nu există oportunități. Deci, de admiterea la Facultatea de Arte în orice oraș și din România și nu există oportunități pentru oamenii care absolvă respectivele, ca să nu mai zic în funcție de domeniu, că dacă termini, nu știu, la istoria și teoria artei, ai și mai puține oportunități. Deci oportunitățile lipsesc atunci când artiștii tineri vor să se afirme, sunt găzduiți în galerii sau spații, în administrarea, de exemplu, a primăriei capitale, cum a fost cu palatele brâncovenești, și sunt tot felul de reacții violente, ți se dă jos expoziția și renunți. Nu vrei soluții. Să ne aducem aminte și de pandemie, când au fost acțiuni, au fost proteste din partea sectorului cultural independent și statul în acea perioadă de mare lovire nu a venit cu foarte mari, foarte bune soluții. Pur și simplu a abandonat oamenii și nu mă refer doar la sectorul cultural independent, mă refer și la domeniile de muzică, de film și nu mai zic, nici nu vreau să intru în subiectul CNC cu filme, da, și cinematografie. A fost o perioadă foarte complicată, da, pentru mulți artiști români care trăiesc din performance. Da, e foarte complexă. De performance nici nu mai zic. Deci dacă acum ar începe oamenii să facă performance artistic pe stradă, în spațiu public, oamenii trecătorii s-ar speria. Deci nu există la noi cultura asta, se sperie. De-aia mulți artiști tineri, și nu numai, au mult succes în afara României, pentru că există un context, există un public,
Există deja niște chestiuni care se întâmplă. Există undeva unde să-ți faci arta, să-ți practici arta. E un sistem mai există bine pus la punct care astăzi. Există recontextualizate, industriale și se fac sări pentru industrii creative, spații de expunere, de expoziție. La noi nu ai spații de expoziție. Nu prea ai. Nu prea ai galerii de artă pentru tineri. Nu ai, adică nu există unde să-ți faci arta. Decât să o faci, să o pui pe internet și te lupți cu încă 3 miliarde de artiști. Deci în România, primești un răspuns acum. O secundă. Nu prioritizează acest... Ați vorbit de absența publicului și de faptul că acest public este în Occident. Acel public nu a crescut din pământ, el a fost format. De cine? De artiști, de curatori, de critici de artă, de opinia publică, culturală și așa mai departe. Gândiți-vă totuși la faptul că există o tradiție agresivă, violentă a avangardei. Suprarealiștii din perioada interbelică nu așteptau de la statul francez să-i integreze în diferite poziții. Nu, erau violenți agresivi, înscenau lucruri care erau scandaloase, de exemplu, uciderea în efigie a unui politician sau unei mari personalități culturale de tip academic. Toate astea scandalizează și au un preț. Dar gustul pentru provocare, publicul pe care l-ați dori aici, el este format de artiști. Deci ieșiți pe stradă, faceți performance-uri și riscați să stârniți această reacție. Așa se educă publicul. Mulțumesc tare mult, încerc să mai fac loc la telefoane. Bogdan, mulțumesc tare mult. O să prelungim un pic această emisiune pentru că n-am apucat să vorbim cu toată lumea și au sunat multe telefoane. Cu acceptul dumneavoastră o să trecem 10 minute peste ora 2, dacă e posibil. Vă rog. E o ocazie rarisimă, de altfel, să stai de vorbă cu Horia Roman Patapievici. Mulți am fost la conferințe la dumneavoastră, dar acolo sigur că vorbiți dumneavoastră. Acum e timp să intrați și în dialog. Ioana, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Știu că ești de ceva vreme acolo, te ascultăm. Bine v-am regăsit și vreau să-l salut cu respect pe domnul Horia Roman Patapievici. A fost și la Oradea în perioada în care l-am întâlnit și la Oradea în perioada în care eram studentă, prin 96, a fost la o conferință cu domnul Manolescu și trebuie să vă spun că, bine, în momentul de față nu mai sunt în învățământ. Sunt în domeniul privat și de câte ori avem musafiri din alte țări, le fac un tur al orașului cu punctele, să zic, mai reprezentative, care merită văzute și întotdeauna încep cu cetatea Oradea, pe care am bucuria să o văd restaurată și mai ales știu că acolo există, adică am și vizitat, știu că pot să le arăt cu încredere un muzeu deosebit, Muzeul Municipiului Oradea, care s-a înființat în interiorul cetății și, într-adevăr, personalități care au un cuvânt de spus în cultură, în artă, în literatură, politică, chiar și sport, există și în Oradea. Probabil la un singur click distanță vă apai oricui o listă întreagă de personalități. Și făcând acest lucru am avut bucuria să constat că în fruntea, să zic, listei alfabetice personalități în viață am regăsit un profesor deosebit de limba germană care a publicat, a scris cel mai bun manual de germană în momentul de față. E vorba de Orlando Balș? Este și scriitor. Exact, e vorba de Orlando Balș. În momentul de față a publicat, mai are publicate și volume de poezii și de teatru. Chiar luni urmează să fie premiera uneia dintre piesele din ultimul volum, pusă în scenă la Iași. Deci oamenii totuși mai sunt interesați de cultura. Stai o secundă cu noi. Pentru... Pentru că o să luăm... Referitor la domnul Cărtărescu, da. Ioana, stai o secundă cu noi, că o să luăm publicitate, da, da. Dar te rog să rămâi pe fir. Vreau să adaug eu ceva care e important. Da. De câteva luni acolo la Oradea
s-a redeschis Palatul Episcopal, care are un muzeu care este în curtea Catedralei Catolice de acolo. Vă recomand cu toată încrederea să-l vizitați dacă sunteți în drum sau localnici. Este absolut superb. Am și aici o dilemă, dar o să vă spun imediat după publicitate care este această dilemă și foarte interesant că e legat de finanțare. Poate o să ne spună și domnul Patapievici cum vede lucrurile astea. Ne întoarcem în 2 minute după publicitate. Suntem la România în direct cu Horia Roman Patapievici. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prelungire 10 minute la România în direct. Mulțumesc pentru modul în care ați sunat. Horia Roman Patapievici este alături de noi. Astăzi vorbim mai mult în calitatea lui de manager de cultură. Ați observat? De fapt, dacă aș sta să mă gândesc la ultimii ani, nu știu dacă vă fac un compliment, dar zic că cred că ați fost cel mai bun manager de cultură pe care l-am cunoscut în anii aceștia de după 2000, Institutul Cultural Român Orat. Așa că profităm de experiența asta. Și o să vă întreb din poziția managerului de cultură, știu că Ioana e acolo, o să rog să aștepte un minut. Spuneam de Palatul Episcopal de la Oradea, o investiție și a județului Bihor, cu fostul primar Bolojan acolo, actual președinte al Consiliului Județean, dar cu foarte mulți bani de la guvernul maghiar, care reface nu numai acest palat, dar și altele în Transilvania. Adică să fie binevenit, cum s-ar spune, dar pun un semn de întrebare acolo. Până la urmă, niște opere sunt salvate. Dacă și statul român s-ar comporta la fel cu zona Cernăuților, dacă s-ar comporta la fel cu zona, cu puncte importante din Republica Moldova, ar fi interesant? Ar fi, dar nu e... E o atitudine pe care noi nu avem, o constatăm la guvernul maghiar și ne jenează pentru că vedem ca investiții maghiare în Transilvania. Da. Dar dacă vedem în contextul general european,
Atunci îmi vine să spun, trebuie să învățăm de la unguri cum să tratăm zonele în care românii și cultura legată de comunitățile românești se degradează extraordinar de mult pentru că nu sunt finanțate. Bună observație. Ioana, înapoi la tine. Aveai să spui așa, referitor la domnul Patapievici, cred că aici te-am oprit, da? Și la domnul Cărtărescu, așa zice. Exact, domnul Cărtărescu, într-adevăr. Oamenii, am bucuria să constat în jurul meu că oamenii încă îl citesc și, să zic, să mă lau puțin, am fost probabil prima din țară care a scris lucrarea de diplomă despre opera domniei sale. Și, într-adevăr, există personalități din muzică, probabil, cele care îmi vin în minte, nu știu, formația cuvinte, membrii care i-am întâlnit personal și sunt oameni deosebiți, adică există oameni deosebiți care merită să, care au un cuvânt de spus, care fac cinste, să spun așa, numelui de român. Iar referitor la cinstea asta, cu toții suntem, în momentul în care trecem granița țării, cu toții suntem ambasadorii României și, din păcate, nu cu toții conștientizăm acest lucru. E observație bună. Îți mulțumesc tare mult pentru ea și mă îndrept către Adrian, care a stat ceva alături de noi. Adrian, salutare! Pot să intervin înainte de a da cuvântul? Totuși trebuie rostit numele omului care a fost un manager extraordinar. E vorba de primarul Bolojan. Da. E totuși, el a făcut, a sfințit locul. Multă vine lume... să spun să-l ducem la Brăila. Să capete și Brăila un chip, că merită. Un senzațional oraș, fost Porto Franco, cămin, pentru atâția scriitori formidabili. Mihail Sebastian de acolo vine. Da. Anton Dumitriu, logicianul, de acolo vine. Totuși, sunt extraordinare părți încă nedistruse de Ceaușescu ale orașelor istorice românești care se năruie sub ochii noștri patriotici. Adrian, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, Cătălin. Salutare, Horia. Vreau să spun doar câteva lucruri. În primul rând, îmi fac totdeauna timp ora prânzului să intru în mașină, să-mi fac drumul ca să vă ascult. Mulțumim tare mult. Și mai bine, dacă mai multă lume ar putea intra pe fir, să fie măcar două ore emisiunea. Asta știu sigur. Salutare, Horia, și felicitări pentru toate lucrurile bune care le face, mai ales chestia asta cu Art Safari, care România are mulți tineri talentați și sunt mulți în mediul urban care nu sunt popularizați sau în mediul rural. Fii atent aici. Dar cred că eu artistă, se implică, se poate întâmpla ceva. Eu artistă tânără, o secundă, apropo de artiști tineri. Da. Aici, lângă Teodor Aman, care este văzut într-un spațiu extraordinar, există o artistă tânără, Irina Dragomir. E spectaculoasă, domnule, veniți să vedeți ce înseamnă. A care expoziție curatoriată de un artist vizual formidabil, tânăr, Alexandru Rădvan. Da, e așa. De acum te lăsăm, să știți, să știi. Cătălin, aș vrea să notez niște lucruri care sunt foarte importante. În țara asta, puțini oameni mai promovează cultura și mai fac lucruri pentru cultura. Este un lucru, deci cultura înșură. Făcut de regizorul Victor Olăhuț și Flavius Lucăcel, care merg cu actori din țară, spectacole gratuite în satele românești și promovează cultura în șură. Nu au foarte mulți sponsori, satele, în absolut fiecare sat care se joacă piesele lor, există sute de oameni care merg la piesele lor, oamenii aceia poate nu au asistat niciodată la o piesă de teatru. Deci cultura în șură, Victor Holăhuț și Flavius Lucăcel. Deci nu sunt foarte mediatizați, din păcate, nu s-au ajutat cum ar trebui, dar este o chestie, în primul rând, pentru comunitățile din mediul rural. Ok, dacă mi-am notat. Nota și poate mi-am notat, mă și uit acum pe site. Aplauze, a chestie, da. Inițiativă formidabilă, cultură, deci, formidabilă. Deci, e ceva excepțional pentru România, cultură în șură și nu imediatizat. Deci dacă vedeți, Victor Olăhuț și Flavius Lucăcel plus doi actori de la Teatrul Național, deci merg din sat în sat, dorm pe unde apucă, se descurcă cum pot și promovează, și acum a fost în Sălaj, au fost niște piese de teatru de Cehov, Cele în căsătorie sau alte lucruri care scrise chiar de Flavius Lucăcel. Bun. Asta ar fi un lucru foarte important care ar putea fi promovat și chiar mediatizat și ajutat acești oameni. Doi, în Zalău, la noi, în Zalău,
Deci eu sunt din Zalău, dar locuiesc la Cluj, unde chiar stăm bine cât de cât cu cultura față de media țării. Și acum avem TIFU, avem tot felul de piese de teatru. Deci avem și cu artiști, cu genie chiar de la noi, de acolo, din centru, din Cluj. Deci există. Clujul se spune că e cumva un pic bine. Dar vorbim acum de orașele celelalte sau de mediul rural. Zalău. Vă dau exemplu Zalău, un oraș care a fost un oraș industrial, un oraș trist, acum pot să spun, din punct de vedere al industriei sau altor lucruri. Și totuși un tânăr care vrea să-l notați iară, să-l țineți minte, chiar doamna Maia Margăștain a fost și a jucat acolo. Prodan Darius. Un tânăr de nici 25 de ani, așa, care a reușit în curtea bunicilor, în curtea bunicilor lui, și acum, după 2 ani de zile, primăria și Consiliul Județean au reușit prin mediatizare și prin foarte mulți oameni din Sălaj care s-au implicat și au cerut o petiție și petiții și tot felul, să-i se dea o centrală. Știți cum erau centrale de cartier? Să-i se dea să amenajeze acea centrală pentru un punct de lucru unde să se joace piesele lui de teatru. Prodan Darius, la 24 de ani, prin care a adunat deja mari artiști ai României de teatru, de stand-up comedy sau alte lucruri de folk, au jucat la el în curte, în curtea bunicilor lui. Deci cum, doamne, la Sălaj, stai. Deci vreau să înțeleg, deci cum, la Zalău, la Zalău este un cetățean care aduce în curtea bunicilor mari actori de teatru. Da? Mă uit acum pe internet, membru fondat. Doamna Maia Morgăștain a jucat Prodan Darius, curtea artiștilor în Zalău. Ce este o nebunie. Și deci, oamenii cele două nume care vi-am spus. Deci, da. Da. Mă uit pe internet aici, nu-mi vine a crede. Găsesc articole despre el, doamne, îmi pare extraordinar. Și cum, da? Deci Cătălin, da. Dacă e ceva, deci nu, uite, vedeți voi Europa FM care vă ascultă oameni mulți și mulți oameni de calitate și mulți oameni faini. Ar trebui cumva și tinerii ăștia și oamenii ăștia care se implică, mai ales în cultură, că de acolo provine educația noastră și multe lucruri, mai mediatizați, mai promovați. Eu v-am dat două nume care ceva, și două chestii diferite. Cultura înșură, care promovează în toate satele românești, ar putea merge oriunde să promoveze. Piese de teatru, poezii. Vă mai spun un lucru. La mine în sat, eu sunt din, părinții mei sunt din Chechi Sălaj. Eu acum fac o bibliotecă. După ceva timp, primarul chiar m-a ajutat, mi-a dat un spațiu și fac o bibliotecă. Am primit deja vreo 5.000 de cărți donații și vreau să fac o bibliotecă în sat. Deja, dacă un singur om va citi o carte, voi fi mulțumit. Eu citesc foarte multe poezii și multe cărți și vreau să vă spun că sunt șocat când le citesc unor oameni, vreau să citesc o poezie sau să-i pun să recite ei o poezie, se simt rușinați. Chiar așa am ajuns? Adică dacă cineva vrea să recite o poezie, să-i spun, te rog, recită-mă o poezie, uite, am două cărți de poezii. Omul se simte rușinat. De, înțelegeți ce spun? Da. Am ajuns cam vremurile lui din Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Deci e trist cumva pe o parte. Asta e educație de la școala românească, să știi, în care te scotea în fața acolo la poezie și erau toate privirile pe tine și tu erai emoționat și nu știai cum să te ascunzi de frică. La noi când te scoate în față, nu știu, e de rău. Se simt rușinați. Mulțumesc tare mult. Bun, și acum, uite, de exemplu la Cluj. Ia. Nu-l mai aud. Zicea că la Cluj. Acum la Cluj? Cred că l-am pierdut. Uite, îmi pare rău. Îmi pare rău că nu-l mai avem, dar mi-a făcut ziua, Adrian. Deci am reținut. Cultură înșură și Darius Prodan, da? Adică asta vreau să văd. Inițiativa Cultură înșură o înțeleg, dar inițiativa cu teatru în curtea bunicii mi se pare absolut formidabilă. Bravo, domnule Prodan, când se întâmplă lucrurile așa. Cred că e Lucica pe fir și cred că cu ea tragem concluziile acestei emisiuni. Salutare, Lucica! Bună ziua tuturor. Dificilă ediție, zic eu că ați ales, din punctul meu de vedere, cultura e la pământ și educația, totodată, că sunt îngemânate la noi, în România. Eu sunt din Galați și, ca să vă dau un exemplu minim, weekendul trecut, că tot a vorbit domnul dinainte despre citit, a fost venit la Galați autorul de cărți pentru copii, Alec Blenche, care are o serie, cred că e mai bună pentru adulți decât pentru copii, seria Ierus, și evenimentul a fost foarte puțin mediatizat.
Nu am fost ajutați de către, știu, organele din cadrul primăriei care ar fi trebuit să facă din eveniment, să-l facă mai popular. I s-a dat un loc, din punctul meu de vedere, neprețios în a-și prezenta cărțile și că el umblă prin țară așa cu fetița lui și tot face evenimente. Și am fost șocată să văd cât de puțin copii au fost acolo, aduși de părinți. Se citește extrem de puțin, extrem de puțin, și de aici cultura e la pământ. Nu se merge la teatru, nu se citește, învățământul e dezastruos și atunci ce pretenții să avem? Să știe cineva de Brâncuș, de Aman sau de Grigorescu. Dar teatru aveți la Galați? Avem teatru, teatru da. Muzical, teatru dramatic, se joacă piese. Eu am un copil de 5 ani și 9 luni, merg la piese de teatru pentru copii, mai ales acum de când s-au deschis, deși suntem vaccinați și în momentul în care s-au deschis am putut merge, acum cu pandemia. Copilul meu, spre fericirea mea, pentru că mie mi-a plăcut să citesc, i-am citit de foarte, foarte mic și la 5 ani și 9 luni o spun cu toată bucuria că are aproape 500 de cărți. Unele dintre ele citite de mine de 2, 3, 4 ori. Iar el la 5 ani și 9 luni am ajuns să-l găsesc în dormitor citind singur. Da, frumoasă întâmplare. Cam asta e. Din păcate, da, vezi? Din păcate am fost dezamăgită de evenimentul pe care l-am făcut. Vă ascult. Da, zic, să știi că până la urmă eu trag concluzia după emisiunea asta că de fapt inițiativa privată e cea care împinge lucrurile înainte. Dar n-aș fi foarte deznădăjduit de asta. Categoric. Adică, din potrivă, aș zice. Mediul privat, dar eu cred că noi, părinții, avem un rol foarte important. Cărțile, într-adevăr, sunt scumpe, dar dacă vânezi oferte, le poți lua mai accesibil, se pot împrumuta între mămici, între părinți. Poți să mergi la bibliotecă să-i citești copilului. Biletele la teatru nu sunt atât de scumpe și exact cum a spus dumneavoastră la început, că în noaptea muzeilor sunt niște cozi infernale și biletele, să fim serioși, nu sunt atât de scumpe. Asta e una dintre marile mele nelămuriri. Grădina botanică arată super. Da. Da. Și pentru mine, pentru că poți să mergi oricând la un muzeu, nu să stai la o coadă infernală pentru 2, 3, 5 lei biletul. Da, asta e foarte bună observație. Mulțumesc. Stai o secundă cu noi. Domnul Patapievici avea o observație. Câte librării sunt în Galați? A, bună, da. E librăria Via Urechea, librăria cea mai mare, care e foarte bine dotată, are de toate. Sunt librării, am voie să le spun numele? Nu, se le știe pe de rost, deci sunt mai multe. Sunt da. Librării și din mediul... Și ele sunt, da, sunt pline? Oamenii forfotesc în ele? Nu. La acea centrală unde oamenii își fac abonament, la Via Urechea, care e de o viață în Galați, acolo mai merg cu clasele, mai merg, e un pic de forfotă, dar dacă e să mergi să achiziționezi cărți, din păcate nu, e dezastru. Eu am mers, deși, exact cum am spus mai înainte, vânez ofertele, pentru că asta e, s-au scumpit toate și... E greu, dar în momentul în care vreau să cumpăr o carte, renunț la orice altceva, pentru că cred cu desăvârșire că educația, sănătatea să ne dea Dumnezeu, dar educația va salva omenirea asta. Și atunci când trebuie să cumpăr o carte, sunt în stare să renunț la orice. Fiți atenți că nu sunteți vorbiți între voi, dar Horia Roman Patapievici, înainte de a începe această emisiune, spuneți dumneavoastră ce a zis domnule Patapievici, că ceea ce... Din noi nu rămâne decât atât, cultura. Exact. Totul va dispărea, cu excepția culturii. Exact. Asta e observația formidabilă cu care gând la gând cumva încheiați această emisiune. Mulțumesc tare mult, Lucica. Eu o să vin aici cu concluziile către dumneavoastră, nu înainte însă de a arăta o lucrare care mie mi-a făcut mare plăcere și domnului Patapievici, care a și lansat-o. Sculpturi din întâmplare, se numește cartea Ioanei Ciocan, care este...
argintul viu al acestei expoziții Art Safari. E cea care aleargă, organizează, muncește. Se numește Sculpturi din întâmplare. E o carte, e un album fotografic cu, să le zicem, mini-opere de artă apărute în drumul nostru în București. Că bănuiesc că sunt din București, nu? Da. Sunt... Și toate sunt din București și reprezintă urâțenii ale mediului nostru urban, pe care ochiul Ioanei le-a individualizat având o expresivitate în sine. Ele nu sunt explicit sculpturi, firește. Din punctul de vedere al orașului, ele sunt stricăciuni sau deformări ale orașului. Dar ele în sine, bine văzute, au o anumită, anumită vizualitate estetică. Da, pentru asta e bună educația estetică, pentru asta e bine să faci la școală ca să-ți formezi ochiul ăsta. Totul se crește. Cartea asta o găsiți aici, magazinul de la Art Safari și la, alături de multe alte lucruri. E o librărie formidabilă aici, de opere, de albume. Oare câte lume își mai cumpără albume acasă? Sunt oameni, când bănuiesc că sunt, eu îmi cumpăr de fiecare dată, e așa o plăcere, când mă duc undeva într-un muzeu, trebuie să-mi iau ceva de acolo. Sunt lucruri formidabile. Pot să evoc o întâmplare? Sigur. Domnule Striblea, există un lucru care s-a pierdut și care, care constituie cumva și o emanație, dar și un sol nutritiv pentru cultură. Este arta conversației. Accentul cade pe conversație și nu pe artă, iar când spun artă, mă refer de fapt la civilitate, la urbanitate. Eram în anticariate când eram adolescent și îl văd tresărind pe, deja foarte cunoscutul, Șerban Cioculescu în vârstă. Se uita la cărți, le răsfoia. Un domn făcea același lucru, o doamnă puțin mai în dreapta. Și Șerban Cioculescu se uită la cartea pe care o consulta domnul, care era cu doamna cu pricina pe care am evocat-o, și se leagă o discuție legată de Stendhal, în care Șerban Cioculescu îi spune domnului, domnul îi spune lui Șerban Cioculescu, intră și doamna, și anticarul intră în discuție. Și am asistat timp de 20 de minute la o conversație legată de cultură. Asta e cultura, conversația. Dacă dispare conversația, dispare cultura. Iar ce vedeți acum la restaurante, de exemplu, sau la cafenele, acest loc în care spiritul Europei s-a articulat. Cafeneaua este o zonă în care s-a construit spiritul Europei în secolul XIX. Ce vedeți acum? Vedeți soț, soție, copil care nu știe ce să facă, soțul se uită pe mobil, soția pe mobil, tineri care sunt împreună, au venit să fie împreună, nu folosesc termenul socializare că nu-mi place, și ce fac? Fiecare se uită pe această nenorocire de mobil. Ei nu discută între ei decât cu, îmi vine să spun, emoticoane. Pe emoticoane nu se poate construi o cultură. Mulțumesc tare mult! Horia Roman Patapievici, președintele Artmart, veniți aici la Art Safari, sunt, vă asigur, câteva ore extrem de bine cheltuite și care o să dea valoare familiei voastre, copiilor voștri, o să aveți un sentiment cu totul la parte. Că și în țara asta se poate. Cred că de fapt ăsta e sentimentul. România în direct revine la toamnă, undeva în septembrie, în prima săptămână a lui septembrie. Cu răbdare o să le construim pe toate și o să le dezbatem pe toate atunci. Vă mulțumesc încă o dată pentru sezonul ăsta atât de lung și atât de complicat și vă felicit încă o dată că ați făcut și iarna și vara, primăvara asta, cea mai ascultată emisiune de radio la această oră în România. Faceți treabă bună, stimați cetățeni de aici. Sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Vă spun spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.